De scări de bloc, asta însemnând că acum facem proiectele tehnice pentru scările respective. Până acum am strâns listele de semnături, practic proprietarii trebuiau să-și dea acordul pentru reabilitarea termică gratuită. După ce s-au strâns semnăturile, acum va intra o nouă rundă de scrisori în cutia poștală a fiecăruia. Vor trebui să-și dea veniturile, nu trebuie să se sperie, pentru că eu vă garantez că sunt foarte, foarte puține, dacă nu deloc, scări de bloc care chiar pe fonduri europene s-ar încadra să plătească. De ce? Pentru că asta ar însemna ca peste jumătate plus unul dintre familii să aibă peste 15.000 de lei pe membru de familie. Vă dați seama, am venit pe membru de familie, vă dați seama că este practic aproape imposibil de găsit așa ceva în Craiova, deci reabilitarea va fi gratuită, însă avem nevoie de aceste venituri pentru că așa le cere Uniunea Europeană. În luna martie vom avea și acele proiecte pe care ne-am apucat să le facem pentru fiecare scară de bloc în parte. Asta însemnând că din martie deja va veni finanțarea. Atât durează, astea sunt etapele, nu putem să ne mișcăm mai repede de atât, pentru că sunt niște condiții impuse de Uniunea Europeană pe care trebuie să le acceptăm. Ce este important? Că acest bloc experimental are deja conductele schimbate, distribuția este pe orizontală în loc de verticală. Asta înseamnă că dacă vreo persoană nu va plăti, ea va fi debranșată singură și nu va mai suferi toată scara de bloc sau chiar toată asociația de proprietari. Întrebați și dumneavoastră proprietarii care locuiesc aici dacă este mai bine sau mai rău. Din estimările noastre trebuie să scadă undeva la 40% costurile pentru întreținere față de cât erau până acum. Oricum, suntem singurul oraș din România care a scăzut gigacaloria în tot orașul cu 10%, în timp ce aproape toate celelalte au crescut-o sau chiar dublat-o. Despre costurile acestei scări o las pe domnul director de la REA de PFL să vă spună mai multe amănunte. Da, hai să ne lăsăm. Ajuns la cifra de 60.000 de euro, în acești bani este inclusă termoizolația, înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă, hidroizolația acoperișului și izolarea termică cu vată bazaltică, adică o soluție tehnică care a fost destul de costisitoare, înlocuirea tuturor conductelor, zugrăveala și practic tot ce prevedea proiectul european este inclus în acești bani. Ne încadram în standardele de cost. Per apartament pică o sumă de 4.500 de euro, aproximativ 200 de milioane de lei vechi. Oamenilor li s-a pus tâmplărie PVC, după cum vedeți, la balcoane cu suprafețe foarte mari. Cetățenii nu au suportat niciun cost și cred că finalul la efortul nostru puteți afla de la dumnealor, oamenii sunt extrem de mulțumiți, au mai fost probleme, până la urmă asta era și rostul blocului experimental, să aflăm unde apar probleme. Sunt două coloane pentru apă, pentru echilibrare hidraulică, oamenii sunt mulțumiți și sperăm să vedem costurile și la factorile care deja de la termoficare ni s-a transmis că o să fie mult mai mici. Eu aș vrea să insist un pic asupra aspectelor tehnice pe care doamna primar deja le-a spus, pentru că au fost foarte multe discuții privind partea de cofinanțare a cetățenilor. Însă a afirmat de la început și s-a dovedit că caietul de sarcini, ghidul pentru acest proiect așa a fost, că pentru majoritatea cetățenilor, adică cei cu mai puțin de 15.000 pe cap de locuitor în apartament, este gratuit, iar pentru ceilalți există o plată. Și ar trebui să vorbim puțin și de această plată per total și aceștia vor avea cheltuieli mai mici, pentru că scăderea obligatorie prin ghid cu 30% a cheltuielilor cu încălzirea, practic această rată care va fi dată printr-un credit garantat va fi mai mică decât această scădere. Deci, per total, și aceștia vor face o economie. Spun asta pentru că, de asemenea, au fost discuții în momentul în care noi am cerut
Și poate a fost și greșeala celor care au transmis, că n-au știut să explice exact de ce cerem aceste venituri și fac un apel la populație să nu aibă teamă, oricum aceste venituri ar fi fost posibil de luat și de la administrația financiară, dar ar fi fost foarte greu de repartizat pe locuințe, pentru că nu știm exact fiecare unde și-a schimbat domiciliul, unde își plătește întreținerea. Și atunci este corect să avem aceste informații de la dânsii, să le dea fără niciun fel de teamă și absolut corecte, pentru a nu pune în pericol proiectele europene. Deci aceste date să fie absolut reale și fără niciun fel de emoții, pentru că nimeni nu va trebui să scoată până la urmă banii inclus din buzunar. Pensionarii și fiecare apartament aproape cred că se găsește câte un pensionar, persoanele care sunt singure, dacă există o persoană cu dizabilități în familie sau persoanele cu un venit de 15.000 de lei, de 1.500 de lei, pardon, 1.500, am greșit de fiecare dată, aveți greșit să faceți rectificările. Gândiți-vă și noastră că există o familie unde sunt două persoane care câștigă, să zicem, în medie 1-20 de milioane de lei, ca să nu ne mai încurcăm, altul 7, 8, 10, 15 milioane, mai au și doi copii, faceți împărțirea și o să vedeți că și ei se vor încadra la gratuit. Deci chiar este foarte, foarte greu de găsit vreo familie care să nu se integreze la gratuitate pe fondurile europene, deci pe partea care vine de la Uniunea Europeană. În plus de asta, noi avem măsurile noastre ca să putem să asigurăm cofinanțarea de la Consiliul Local, astfel încât să nu fie niciun fel de probleme și să fie gratuit pentru primele 300 de scări de bloc, exact așa cum am promis. Vreau să le mulțumesc încă o dată președinților de asociații de proprietari care se vede că au muncit, care au strâns liste de semnături, sunt vartale de blocuri care sunt bifate cu verde la noi, adică au toate semnăturile necesare, și altele blocuri, câte 1, 2, 3 de asociație răspândite, cum au reușit oamenii să strângă între ei practic semnăturile și să aducă mai departe la primărie. Eu zic că proprietarii ar trebui să protesteze față de acești președinți de asociații care nu le vor binele sub nicio formă. Întrebați-i pe oamenii din acest bloc dacă merită sau nu o astfel de investiții. Și atunci o să vă dați seama dacă acei administratori și președinți de asociații de proprietari mai merită să stea în funcțiile în care stau și să ia și niște bani pentru asta. Posibilitatea să facem proiectele tehnice, să verificăm așadar, pentru că unele scări au termopane, să zicem, sau jumătate. În plus, blocurile nu seamănă între ele, au mai multe apartamente unele, altele sunt pe colț, altele au balcoanele mai mari. Deci fiecare proiect este separat. Și atunci noi va trebui până luna martie să fim gata cu aceste proiecte. Luna martie vom depune dosarele și ni se va aproba finanțarea. Eu zic că undeva la jumătatea anului viitor va începe practic reabilitarea termică în tot municipiul Craiova, unde avem semnături. Deci cele 200-300 de scări de bloc, pentru că, atenție, s-ar putea ca din cele 300 pe care noi le avem să mai cadă câteva, să ne spune expertul tehnic, pentru că se face și expertiza blocului, să ne spună că scara este în pericol de prăbușire, deci nu rezistă la un grad seismic ridicat, și în aceste condiții ea nu poate să intre în reabilitarea termică, pentru că trebuie să intre mai întâi într-o etapă de consolidare pentru care nu există finanțare. Deci din cele 300, nu știu, sperăm să intrăm cu cât mai multe, dar asta ne vor spune experții tehnici. În orice caz vreau să vă spun că avem un proiect să mai facem un bloc experimental, de data aceasta pe cealaltă tehnologie pe care v-am prezentat-o. Ne-am gândit însă să fie un bloc ales dintr-un alt cartier al orașului, va fi probabil din Lăpuș, și îmi doresc foarte mult să... E prima imagine când intri în Craiova, știți și noastră, sunt cele trei blocuri înalte care arată groaznic de urât. Vrem să intrăm și cu blocurile din Lăpuș și probabil blocul acela experimental va fi făcut acum.